Dimineții și am hotărât să vorbim despre un somn de calitate cu domnul dr. Ioan Bulescu, medic specialist. Orele, bună dimineața! Bună dimineața! De ce întrebăm orelistul cum e cu somnul? Că pare că el n-are treabă cu somnul, dar de fapt are foarte multă treabă cu somnul. Este într-adevăr o legătură foarte mare între respirația în timpul somnului și calitatea somnului, adică partea de orele e foarte implicată în bolile de somn de cele mai multe ori. Cel mai mult suferă soția dacă sfărăie soțul. Dar nu o să ajungem la soție, pentru că vreau să vorbim despre felul în care își poate îmbunătăți un cetățean adult somnul. Cum facem să mai reglăm din lucru dacă poate nu sunt toate în ordine? Păi, în primul rând, trebuie să avem un program de somn, un program de care să ne ținem și pe care să respectăm cât se poate de mult toate zilele săptămânii. Adică ar trebui, în mod ideal, să ne culcăm aproape la aceeași oră și să ne trezim cam la aceeași oră în fiecare zi a săptămânii, inclusiv în weekend, dacă se poate. Pe de altă parte, ar trebui ca adulți să avem grijă să dormim undeva între 7 și 9 ore, o medie de 8 ore, să zicem, în fiecare noapte, ca să avem, așa să zicem, o viață sănătoasă. Da, da, să știți că toți miliardarii planetei spun că dorm 4 ore, 3 ore, noi pe ei ne bazăm. Eu sunt de acord, dar există și unii oameni care au nevoie mai scăzută de somn, la fel cum sunt și unii oameni care au o nevoie mai crescută de somn, unii care trebuie să doarmă, eu știu, 12 ore. Trântorii. Poate, da. Vreau să mă explicați, pentru că acum la modă sunt ceasurile, aplicațiile și mai nou inelele. Ce înseamnă somnul ăla de calitate? Că unii se culcă, dorm 10 ore și se trezesc mai obosiți. Așa e, da. Asta e somnul de calitate, destul de greu de definit. Dar, în principiu, e o mare parte subiectivă. Somnul de calitate ar trebui să fie cel care ne mulțumește. Adică, în momentul în care ne trezim, să ne simțim odihniți, să ne simțim cu energie, să ne simțim cu putere de concentrare și așa mai departe. Cei care se culcă, dorm 10 ore și se trezesc obosiți, cu siguranță au o problemă de somn. Chiar dacă nu o conștientizează, adică fie au oprire ale respirației, vorbim aici de apnee în somn, fie au tot felul de alte mișcări ale membrelor în timpul somnului, deci ei sigur au o problemă de somn. În mod normal, un adult, după cum am zis, dacă doarme 7, 8, 9 ore, ar trebui să se trezească odihnit. Hai să vorbim de apnee foarte pe scurt, pentru că ni se întâmplă adesea, noi făcând diverse sporturi și mergând în deplasări, să-l auzim pe cel cu care dormim în aceeași cameră că pentru secunde întregi își oprește respirația, după care trage o gură de aer de parcă a ieșit de sub apă. Asta ține de medic, deși el trebuie să ajungă la un medic sau poate trăi toată viața cu această treabă? Trebuie să ajungă la un medic. Deci dacă sunt episoadele astea de apnee, de obicei sunt după episoade de sfărăit zgomotos sau nu numai. Dar de cele mai multe ori așa se întâmplă. Vorbim aici de apnea obstructivă, da? În care oamenii sforăie foarte tare, la un moment dat li se oprește respirația, da. Pentru că, de fapt, calea respiratorie s-a închis complet, după care din nou încep să respire. Ce s-a întâmplat e că ei, în momentul în care încep din nou să respire, creierul lor s-a trezit. Și asta, dacă se întâmplă de, eu știu, 30 de ori în fiecare oră sau 100 de ori în fiecare oră, înseamnă că, de fapt, creierul lor s-a trezit de atâtea ori în fiecare oră și în 8 ore, să zicem, s-a trezit de sute de ori. Ceea ce duce la un somn neodihnitor. E o problemă. Deci a intrat alarma cum ar veni. A intrat alarma, da. Okay. Creierul se alarmează în momentul în care nu mai respirăm pentru o perioadă și, de fapt, ne trezim. El trece din starea de somn în stare de veghe pentru o perioadă foarte scurtă, dar trece. Da, da, se disturbă, somnul. Întrebări, da, de la telespectatori, dacă îmi permiteți. Ce trebuie să facem în cazul afecțiunilor orele care ne periclitează somnul? Păi simplu, ne automedicăm. Nu, în principiu sunt afecțiuni orele care țin de nas sau de gât, care pot să afecteze calitatea somnului sau somnul în sine. Și atunci trebuie să mergem la un medic specialist în orele sau la un medic somnolog care să ne îndrume ce să facem în continuare. De exemplu, dacă avem o problemă mare de respirație nazală, trebuie să încercăm să o rezolvăm sau să o rezolvăm până la capăt pentru a putea să ne odihnim cât mai bine. Nu știu dacă ține de orele, dar eu vă întreb, poate ne recomandați. Sunt mulți cei care adorm greu, deci și-au făcut planul, au programul, ascultă chiar și pe domn doctor, dar nu le vine somnul. Da, asta e ceea ce numim insomnie de inducție, adică sunt cei care nu pot să adoarmă sau le ia foarte mult. De multe ori lucrul ăsta are un răspuns în ce facem până să ne culcăm. Da, e ceea ce vorbim noi de
programul de somn și de igiena somnului. Adică ar trebui să avem o oarecare pregătire pentru a putea să adormim. Creierul nostru nu e setat să adoarmă dintr-o dată. Și somnul e un mecanism activ în care creierul chiar are niște funcții pe care trebuie să le facă. Așa zice și la bebeluș, să-l pregătești de somn, să nu-l agiți. Așa e și la adulți, dar creierul nostru, dacă noi stăm la televizor, stăm cu telefonul în mână, cu laptopul și exact până momentul în care vrem să adormim, da, creierul nostru să fie pregătit de somn și atunci sigur că poți adormi mult mai greu. Așa că ar trebui să ne luăm o jumătate de oră, o oră înainte de somn, în care să facem ceva care să ne relaxeze. Să facem, nu știu, să citim o carte, să ascultăm niște muzică, nu foarte tare. Nu să ne jucăm pe calculator, pe televizor. După vârsta am înțeles că poți să faci și dragoste, că oricum te adorme. Merge și asta, dar trebuie să fie orice relaxant. Da, trebuie să fie banal. Bun, să spunem că toată săptămâna am dormit 4-5 ore pe noapte, am avut cursuri, am avut probleme. Dacă dormim, și aici am pus de la mine, ca scroafa, sâmbătă și duminică, unii zic că poți să recuperezi, alții zic că n-ai cum să recuperezi în cele două zile tot ce ai pierdut timp de o săptămână. Eu, sincer, mă simt lovit de tren și în celelalte zile, chiar dacă am reușit să dorm legat 10 ore, doar am mâncat și am dormit la loc. Cum cântăriți treaba asta? E vorba de, ce zicem noi, deficitul de somn. Adică dacă pierdem chiar și o oră de somn într-o zi, da, mai ales dacă se întâmplă zilele repetate, e destul de greu să recuperăm necesarul ăsta de somn. Și există și aici mai multe controverse. Unii spun că am putea teoretic cam în câteva zile, eu știu, 7-8 zile, să recuperăm necesarul de somn pe care l-am făcut într-o zi sau două. Da. Dar alții zic că e o perioadă mult mai lungă în care putem să recuperăm, cel puțin din punct de vedere metabolic, toate funcțiile care s-au îngreunat odată cu lipsa somnului. Deci e greu din două somnul să rezolvăm. E greu, e aproape imposibil într-un weekend să recuperăm tot ce am pierdut într-o săptămână. Deci nu e incorrectă vorba, sunt în urmă cu somnul. Nu, nu e incorrectă, chiar există. Mie mi se pare că e așa, o metaforă, dar nu, e foarte corectă. Mulțumim tare mult pentru explicații. Nu uitați că de la respirație cam pleacă lucrurile, nu numai pentru soție, dacă sforă, ci pentru individ în sine. De-aia ne simțim obosiți, că nu ajunge la creier oxigen. Mergeți la medic și întrebați-l, mai ales că acum există și meseria de somnolog, despre care ne-am aflat aproape acum un an, iar medicul orelist știe să răspundă și la alte întrebări decât alea clasice, cum mă doare urechea sau m-a tras curentul. Să ne vedem cu bine. Mă mut în zona cealaltă, unde se vede clar, clar că ăștia dorm pentru că n-au griji și rate. Uitați-vă la ei. Da.